Astăzi vreau să vă vorbesc despre această concurență stupidă care își pune amprenta în viețile noastre pe tot parcursul vieții. Ne afectează deciziile, ne afectează echilibrul, ne face să pierdem la un moment dat tot ceea ce iubim mai mult în această lume. De mici copii am fost crescuți în acest spirit de concurență. Am fost crescuți în primă instanță de către părinții noștri, ca mai apoi să fim ușor-ușor preluați de către societate, prin sistemul școlar, profesori și așa mai departe. La modul nevoit, părinții noștri ne-au indus prima dată acest spirit de concurență prin comparații. Ne-au comparat cu frații noștri, cu surorile noastre, ca mai apoi să apară comparațiile cu colegii de clasă. Vedeți voi, când spui unui copil, idiotule, ne faci de râs. Am fost la ședința cu părinții și am intrat în pământ de rușine. Asta merit eu, nesimțitule. Eu care muncesc de dimineață până seara pentru tine ca să ai un viitor frumos și tu ce faci, mă, îți bagi joc? Ei bine, dragilor, acestea sunt comparațiile care ne-au distrus echilibrul intern, care ne-au furat încrederea de sine și ne-au făcut să ne hrănim cu un puternic sentiment de vinovăție. Așa am ajuns să considerăm că nu merităm nimic și că vom ajunge niște ratați în viață, iar profesorii, din păcate, ne-au validat aceste ideologii comuniste, stopându-ne creativitatea. Iată cum îți poți distruge propriul copil, iată cum poți pierde echilibrul doar pentru că ești condus de această concurență stupidă a societății, cum că tu trebuie să fii cel mai bun părinte, că trebuie să ai cel mai deștept și cel mai frumos copil, că el trebuie să fie mereu premiant, că trebuie mereu să ia numai 9 și 10 la școală, că trebuie să aibă un job mai bun decât are copilul prietenului tău din copilărie, că na, doar e al tău și dacă societatea asta apreciază, păi asta trebuie să facă și copilul ca să ajungă bine în viață. Și uite așa, ușor, ușor, te lași condus de aceste repere eronate ale societății și fără să realizezi, te folosești de propriul copil, transformându-l într-un trofeu. Un trofeu prin care tu poți câștiga aceste lupte. Luptele cu prietenii tăi, cu neamurile, cu societatea. De mici am fost forțați de împrejurări să ne dezvoltăm doar sentimente nocive, sentimente ce apăreau instinctiv, mai mult, atenție, ca un sistem de apărare prin care puteam face față, prin care puteam rezista în fața presiunilor. Și așa am început să dezvoltăm ură pe acei copii cu care eram comparați, invidie, frustrare, răutate, dorința de a-i umili pe ceilalți, de a-i face și pe ea să simtă ceea ce ai simțit tu, pentru că ei au reprezentat motivul suferinței tale. Nu este ușor să fii părinte, dar cred că a venit timpul să înțelegem faptul că nu există copil prost. Există doar părinți neadaptați, traumatizați, părinți conduși în continuare de eternele frustrări transmise din generație în generație. Dragilor, atenție, stop!